Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit la o nouă rețetă în bucătăria mea. Astăzi voi face niște cornulețe super, super fragede cu nucă și cu rahat. Vă rog frumos să rămâneți alături de mine. Într-un castron pun 340 grame făină, 170 grame unt și frământ. Trebuie să iasă ca nisipul. Pun și un pliculeț zahăr vanilat. O linguriță praf de copt. Și o linguriță de sare rasă. Frământ în continuare. Mai pun un gălbenuș și 130 grame smântână. Neapărat să încercați această rețetă, o să vă iasă niște cornulețe super, super fragede. Și se fac foarte, foarte ușor. Aluatul trebuie să iasă moale. Pun pe masa de lucru făină. Aluatul o să-l tai în patru. Am făcut o biluță și o întind. Încerc să o fac rotundă.
Pun un castron deasupra și decupez cu un cuțit. Tai cu un cuțit în triunghiuri, îmi ies 8 triunghiuri, adică 8 cornulețe. Pun rahat și rulez de la margine către centru. Le îndoi puțin de la margine. Fac și cu nucă, cu mieș de nucă. Fac și cu gem de caisă, așa mi-a cerut familia. Le pun pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Merg la cuptorul încins la 170 de grade pentru 25 de minute. Le scot din cuptor. Au ieșit foarte frumoase. Acelea cu gem, cam ies gemul din ele. Eu am pus foarte mult gem. Le pudrez. Am pus într-o pungă zahăr pudră. Și le scot pe un platou. Mi-au ieșit 42 de bucăți. Puteți dubla cantitatea dacă vreți mai multe. O să rup unul să vedeți cum a ieșit înăuntru. Uitați cât de fraged este. Aceasta a fost rețeta mea de cornulețe super, super fragede. Sper că o să o încerci și tu și o să-mi spui cum ți-a ieșit. Până data viitoare, rămâneți cu bine! Pa, pa!